Aici sunt două tipuri de rame, și rame cu Hogman și rame fără Hogman, și asta îmi creează oarecare nemulțumire, inconvenient, dar asta este. Nemulțumire în propriu spus, o dificultate în organizare. Așa că nu lăsa spațiu suficient așa ca să putem să jonglăm. Și aici voi introduce rame la clădit. Altfel voi introduce două rame la clădit. Voi pune asta jos aici. Da, de ce ne complicăm? Fiindcă avem ce ne trebuie. Podișoarele sunt pline. Îndată ce voi schimba ramele Dadant, fie că sunt cu Hogman, fie fără Hogman, cuibul va fi numai cu 1x2, un mini plus. Aici am finalizat operațiunea asta de eu folosesc conuri, așa că trecem la treabă. Pentru a aplica turta, eu pun o gratie Hahnemann și pe care pun turta. O să o trag la marginea aceasta. Așa, și albinuțele se bucură de o turtă proteică. Pentru a ajunge la toți roii, voi pune jumătate de turtă în momentul de față. Da? Ca pe viitor să pot administra după aceea cu tortă la fiecare. Acum
Asta e resursa care o am și o folosesc la maxim. Eticheta Dulcofrug nu vrea să cedeze, să fie porționată. Poftă bună, fetelor, mergem mai departe. V-am spus, va veni pusă partea a doua zilei magazie și va fi administrat și sirop și acidul formic. Cel mai probabil pentru a nu avea o problemă cu partea de sirop, vom face în felul următor. Aici să vină sirop. Voi completa cu leațuri cutia, încât punga de sirop să nu curgă, să se prăbușească în stup, și albinele vor avea ocazia să își administreze, să-și pape siropul. La familiile care, la roii la care sunt mai mici, pe 4 rame, partea de carton, că nu am altceva, partea de carton va veni administrată nu deasupra, ci va veni administrată în lateral. Sunt câteva roiuri care nu am magazie la ele și nu voi pune magazie, voi pune în lateral. Încerc să-l fixez cu niște pioneze pe un leaț și încât să fie la o anumită distanță de structura roiului. Asta este operațiunea care o fac astăzi. Mă opresc că altfel de povestit și de filmat nu-mi rămâne prea mult spațiu și ritm. Vă salut cu prietenie, Ionel.